și domnilor și doamnelor și domnișoarelor. Și mai bine noștri urmași. V-am invitat astăzi, neștiind că o să fie și astăzi așa de cald, așa de tare de cald, ca să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră, eu și cu Ioana, în calitate de paznici ai galeriei Philip Art Gallery. Se cheamă Philip Art după nepotul nostru pe care l-am botezat acum o lună așa în fața casei. Dacă sunteți curios să-l cunoașteți, e în fotografia aia, pe acolo, pântuie pe bătătura, în căutarea unei locații speciale pe care să o facem astăzi o surpriză. Cum e la Nisa acum, e dus acolo să crească, dar ține legătura și ne spune exact ce avem de făcut și ce trebuie să facem la Bozănești, ca atunci când el o să fie mare și o să fac 18 ani și o să răsurăm tot aici în bătătură și cu obligatoriu cu cei care am fost la muncă, la botez să fim și la muntă. Sunt sigur, domnul Dragoș, că așa se va întâmpla. Deci i-am făcut spațiul ăsta așa cât de cât agreabil, ca să aibă un om unde veni la Bărănești cu cine o fie în stare să vină de pe acolo. Se cheamă Philip Art, v-am spus, după numele nepotului nostru. E o galerie de artă contemporană. Se poartă acum titulatura asta, în general, la cărți de jurnal, de nu știu ce. Acum, ca să fim în ton cu cartea maestrului Dinu Săreală pe care o lansăm aici de față cu dumneavoastră, o să zic că ceea ce vedeți dumneavoastră că vedeți e tot un fel de jurnal al preocupărilor mele în afara orilor de program și de serviciu, ca altfel cum. Și poate să fie și personajul cu pricina, ușor controversat în anumite puncte de vedere, acum la bătrânețe fiind eu, s-a cam șters totul cu buretele și sunt ca un înger. Anul ăsta, 2019, aș vrea să mă laud că e anul meu, după politica președintelui cu guvernul meu, vreau să zic că anul ăsta e anul meu. Și pe primul loc a fost botezul directorului nostru. În aprilie m-am produs cu o expoziție, grație înțelegerii domnului Dican, aici de față, care e vicepreședinte la Uniunea Artiștilor Plastici pe toată România, și ăsta a acceptat ideea că eu să fac o expoziție la Vâlcea și l-am întrebat, mi-a zis că am semnale, eu nu te-ai făcut de râs, nici n-am vândut nimic, cum credeam eu că o să vând și o să termin ce am început pe aceea, dar mi-a spus că nici el nu vinde la Vâlcea. Și a treia chestiune din programul anului meu era deschiderea acestei galerii cu dumneavoastră, cu care ne avem bine de atâția amar de ani. După aia, peste o săptămână, aproape două, voi deschide cu lucrări din patrimoniul muzeului nostru, pentru că galeria face parte din cadrul muzeului țărănesc cu artă contemporană din Bărănești Gorjului. Și galeria e doar cu artă contemporană. Și din patrimoniul muzeului, cu lucrările noastre, vom face o expoziție pictorului Pelmuș, care e prietenul nostru și care în august are curajul și face 70 de ani. Și atunci, cu cele aproape 70 de lucrări pe care le avem noi de la el, vom face la Muzeul de Artă din oraș o expoziție. Vom anunța din timp să vedeți și acolo că e o chestie extraordinară și nici de acolo nu o să vă alegeți cu nimic. Adică nu-ți de dat lucrurile. Pe urmă, o să... În toamnă vom serba 20 de ani de când am inventat noi revista Lumea Gorjenească. Mulți dintre dumneavoastră și aduc aminte de treaba asta și vom da niște diplome, că ce altceva, o să ne salutăm unii pe alții, o să dăm mâna și o să se aleagă fiecare cu o diplomă de excelență. Dintre cei care au pus suflet lângă sufletul nostru atât amar de ani, 20. Și pe urmă mai vedem, dacă mă ambiționez bine în noiembrie, chiar fac 70 de ani, era să zic 20, 70 de ani, și cu acea ocazie vreau să fac tot la Muzeul de Artă o expoziție mare, cu lucrări, am vorbit cu Hutiu, cu prietenul nostru, cu lucrări de 3 metri pe 2 metri și eu am să le pictez subțirele tot, ca să îi le dau lui pe urmă să-și facă el opera lui, că el îi interesează. Pe mine îi interesează decât doar să ne dăm mare așa pe porțiuni față de dumneavoastră. Îl salut pe domnul Săraru, care a venit special pentru deschiderea muzeului nostru, galeriei noastre, și care a fost de vreo câțiva ani buni, 6-7 ani, foarte aproape de apucăturile noastre. Și dat fiind faptul că a avut momente când chiar a apreciat ce facem, ne-a și premiat cu o diplomă a Fundației Niște Țărani la Biserica de la Viorești. Văd în sala aici încă pe domnul Mocei, care la fel a fost premiat. E și profesorul Cepoi, care și el a fost premiat la Fundația Niște Țărani. Și dacă mai e cineva, și greșesc eu, Cârlugea n-a venit, mi-a promis că vine, dar probabil e ocupat cu definitivarea operei.
la care lucrează. Sunteți domnul Dragoș și prim vicepreședinte la fundație. Acum trebuie să recunoaștem că, în afară de mine, toți cei care au fost premiați de la Târgu Jiu le-a pus domnul Dragoș mâna în cap și s-a ales cu câte ceva din premiul ăla. Doar nu eu, nu? Așa. Expoziția cu care deschidem în galeria se cheamă 30 de artiști plastici din școala de la Târgu Jiu. Sunt artiști care sunt de aici de la Târgu Jiu și sunt ceilalți artiști care au avut de-a face cu Târgu Jiu, care au trecut pe la Bălănești, care, cu care ne-am cunoscut, cu mulți dintre ei am fost chiar prieteni și pe care eu îi apreciez foarte mult și unul dintre ei nu mai sunt. Sunt 30, eu am să spun câteva nume, așa ca să nu ținem prea mult și dumneavoastră o să apreciați și unde nu aveți nelămurit și vă interesează, puteți să mă întrebați. După care vom lansa cartea domnului Dinu Săraru, jurnalul unui personaj controversat. Eu am de la editora Rao și alte ultime apariții ale dânsului de la editora. Dacă dumneavoastră sunteți în măsură financiară să fiți în stare să și cumpărați, chiar vă rugăm, pentru că o carte ca lumea nu strică în biblioteca nimănei. Ce să zic? Ziceam că vă spun câteva nume. Trebuie să ne lăudăm. Asta e un desen de apostol. El vine pe o filieră, Covaci, Pogorilovski, Vasiescu, ne-am ales cu el, e din 1971. Tot din 71 e Marcel Guguianu, un desen pe care l-am de la un prieten, care era prieten cu Guguianu și nu știu ce. Aici două desenași așa mici, cei de la Târgu Jiu trebuie să știe, sunt de Viorel Chirea. Vă mai amintiți de Viorel Chirea, era mic, simpatic, drăguț, așa, acum e săpănos, era Ahân și el, la un moment dat, nu știu, dacă și acum era președintele filiarei artiștilor plastici din Lamdora, din zona aia. Aici sunt două portrete ale domnului Dinu Săraru, făcute de Mărăiele, cu ocazia unei cărți pe care am pricinit-o noi, când domnul Săraru a împlinit 85 de ani. Desenul ăla, pictorile de acolo și de acolo, sunt ale prietenului meu Permuș. N-am pus decât pe astea 21 desen, pentru că celelalte le vom vedea săptămâna viitoare la muzeu. Jos acolo e Marcel Chirnoagă, deasupra acolo e o lucrare de Blendea, pe care am împrumutat-o cu mari sacrificii. M-a costat vreo 10-15-20 de mii de euro numai asigurarea, de la prietenul nostru, profesorul Suciu, care n-a mai dormit ca lumea de când mi-a dat lucrarea și până mâine când ar trebui să-i o dau înapoi, acum îmi vedea, pentru că toate lucrările mele de Blendea sunt la București, în seiful Băncii Naționale, că nu poți să stai cu Blendea pe perete într-un bloc de la Muncitoresc, când stai în București. Cele două desene de acolo sunt făcute de Barbu Brezeanu, vă mai amintiți, l-am făcut cetățean de onoare la 90 de ani, acolo două pagini din Caravela, pe care a tradus-o dânsul într-o ediție atunci nouă, și când mi-a dat cartea pe botul mașinii noastre de atunci, Dacia, că veneam de la tipografie, am frunzărit după ce mi-a scris pe carte și am găsit două pagini albe. Și i-am zis, domnul Brezeanu, nu puteți decât să mi le completați acum. Și mi-a dat două desene. Dincolo, desenul de jos e de Traian Brădean. Când mă ceam la Blendea în atelier și stam acolo o par de vin și trecea timpul și vedeam că mi se face foame și mă așteaptă muierea acasă și zice, pe unde mai umblați acum? Într-o seară când ne-a zis, domnul Brădea, păi eu plec de la noastră, dar plec așa cum n-au. Și face, stai bă, să-ți dau altceva atunci. Mi-a dat un desen de Brădean, face, uite, ca să scap de tine, îți dau un desen de Brădean. Deasupra un desen al prietenului nostru, sculptorul Paul Popescu, care ne-a salutat astăzi de la Londra. Ăștia-s boieri, s-a dus, s-a scăpat de Târgu Jiu, s-a cășat, zice că a scăpat. Și acum performează la București și de dimineața a plecat la Londra, stă o săptămână acolo. Zic, ce faci acolo? Vă știu să căscați gura, nu? Arăgem niște chestii, niște expoziții, niște lucrări. Nu te mai poți spune așa. Deasupra de tot acolo e un proiect de monument funerar, pe zdaune, un desen, un crociu făcut de Gheorghe Iliesu Călinești pentru mine. N-am mai apucat să facem de adevărat era. Dar el are, de exemplu, domnul Săraru îmi povestea acum că la Festivalul de Internațional de Poezie de la Curtea de Argeș, trofeul festivalului e în genul acelei cruci făcut de ani și ani de Dumitru Meon și de Carolina Ilica, cei care se ocupă de festivalul ăsta. Jos acolo e un Tudor Arghezi, făcut în 1956 de Silvan. Acolo e o butuie de Radu Alexandru, de Alecu, care e la Petroșan și care mi-a zis că vine, dar n-a mai venit. Ăla e un desen de Permuș. Cele două desene superbe de acolo sunt de pe vremea când Valer Neagă era tânăr. Și pictat. Cel de acolo e un desen al lui Gabriela Cristu. Soția doctorului Radu Zgarbură, care a trebuit să vină, e undeva împlântat prin oraș pe aceea. Lucrarea asta superbă e a șefului filiale de la Târgu Jiu, Vasile Fuiora, care la fel a fi venit cu dragă inima, poate că el cam supărat pe mine așa, dar n-a venit pentru că e într-o tabără în Cehia. Toți șefii de filiale din sud-estul
din sud-vestul țării sunt într-o tabără, că numai șefii se duc. Asta e o pictură de Marius Turcitu, e tatăl lui aici. Îl salutăm și salutăm și pe Marius, care e în Anglia, asta s-a dus să facă copii mulți în Anglia. Are doi acum cu el acasă, Turcitu are patru nepoți de la el. Astea două, trei, una lângă alta, sunt lucrările lui Dican, ale maestrului Dican. Victor, prieten cu mine, pe vremea când încă era doar șef de filială la Vulcea, era foarte generos. Am un perete de Dican. De când a ajuns vicepreședinte, mi-a zis, voi, eu ți-aș da, dar nu mai pot, am altă fotă acum, dar am vreo să te le dau degeaba, ce fac eu? Așa, deasupra e un desen extraordinar de frumos și dumneavoastră trebuie să știți, al doamnei Zgarbura. Profesoara, soția, mama ăstora lui Radu și lui celălalt care sunt la București. Acolo e un desen cu o pictură de Vasile Brăculescu, dacă dumneavoastră ați apucat să auziți de Victor, ăsta era medic și prin 75 făcea niște lucruri care nu se făceau atunci în București. O luăm de acolo, pe partea aia de la porți de acolo, e un buchețel de flori așa de Dican, ăsta mi-a zis, bă, nu ți-l dau ție, să-i dea lui Ioana. Dincolo, ăla pe albastru, e un desen de Valer Neac, interesant Valer Neac, încă e interesant. A venit cu doamna lui aici, cu doamna Ioana, pe care salutăm în mod deosebit. Ăla care e mai dezbrăcat acolo e de o amică de-a noastră, Maria Iosub, care e o fată, n-am mai văzut-o de mult, o fată extraordinară, bună, bună, talentată din toate punctele de vedere. Desenele alea trei de acolo sunt ale lui Paul Popescu, un țăran de ăla cu copilița și două femei mai dezbrăcate așa. Era să zic bou ăla, dar nu e bou, e o lucrare superbă, e al lui Florin Butium, care eu o țin deasupra patului în doi ca să ne meargă bine așa. Acum am coborât el în galerie, cred că s-a ales prea puternic de chestia aia, să ne meargă bine. Cele două desene de acolo sunt ale lui Isuf, pe care l-am de la prietenul meu, care nu-i spun numele acum ca să nu devalez chestiunea. Deasupra iară e un desen de Gheorghe Iisus Călinești. Pe urmă am acolo o acuarelă foarte frumoasă care mi-a parvenit pe filiera doamnei zi-mă că îmi scap acum, uite, Luiza, doamnei Luiza, care ne-a dat câteva dintre revistele pe care ea le făcea cu Dican și cu soțul ei, prietenul Alexandru, și într-una din revistele alea era câte o acuarelă de Valeriu Pantelimon, foarte frumoasă aia. Acolo, ca să dau greutate peretului ăla, am pus iar un desen de Dican. Știam că îi vine și nu puteam să nu salvă. Promisese că nu vine cu una acolo și într-adevăr n-a venit cu una acolo. Alea patru desene de acolo sunt de prietenul nostru comun, Mihai Țopescu, care a reportat un succes extraordinar la Bruxelles și acum e la București, n-a putut să vină la noi. Nici nu știu dacă ar fi putut să vină, dar tratează niște chestii cu Japonia, deci el e de mare suprafață internațională. Ăsta galben e al lui Dobrițescu, Costel Dobrițescu, o lucrare superbă. Eu cred că am încă două la, nu cred că sigur, mai am două la București, dar cred că am cele mai bune lucrări ale Dobrițescu. Jos acolo e un desen atribuit lui Dican, așa mi-a zis, face bă, dacă nu-i semnat, înseamnă că e atribuit. Bustul ăla de Brâncuș și al lui Gheorghe Inescu Călinești, pe care l-a făcut când a murit Brâncuș în 56 și Medrea la ultimul an, în 57, i-a pus să facă un... Are o poveste foarte frumoasă, deasupra e o gravură de Nică Petre, de Brâncuș, avem o scrisoare prin care el se laudă că e drag că ne-a trimis 96 gravuri și că asta e una dintre ele. Și țara aia ne-a desenat-o când a venit pe la noi pe acolo, deasupra e o fotografie din dormitorul nostru, acolo v-am spus că e directorul meu să plimbă ca vodă prin locul de bătătură. Cercul ăla rotund frumos așa e tot al lui Valer Neag, ăsta e tot al lui Valer Neag, nu mai știa că mi l-a dat mie, dar ce să văd. Așa e, ăla, Floricica e tot dedicat. Aici e Christus Garbură și acolo e tot ăsta Furcit. Cam asta e tot ce... Așa, și acum de... Sculpturile jos acolo e un Decebal, o Valentina Voștină, care e o sculptoriță extraordinară și care am cunoscut-o și s-a prăbădit de tânără și toată lumea a zis și bărbatul ei, Papuc, a zis că îi face, urmează să-i facă, înființase și o fundație, nu s-a întâmplat absolut nimic. O să ne bucurăm noi că la toamnă să-i facem aici o chestie frumoasă. Dincolo e o lucrare în sticlă tot a lui Valer Neag. Spune, Valer Neag e puternic reprezentat la muzeul nostru aici. Jos acolo, înăuntru mai e, să fie foarte atent, să fie. E un păun făcut de Paul Popescu, iar deasupra e un maite. Asta e tot. Așa, acum, să trecem la să-l serbăm pe domnul Dinu Săraru. Domnul Dinu Săraru, pentru că a venit la noi, mulți dintre dumneavoastră știți că anul trecut când m-am lăudat eu că să fac în fiecare an că o treabă rănare și am în ianuarie cu ocazia centenarului, acolo pe steagul la sub stea scrie România sub centenarul, să păstrăm. Și aici avem o vitrină, nu se zice în vitrină, cu fotografii, cu manuscrise din opera domnului Dinu Săraru. Trebuie să
Recunosc acum că dânsul a fost întotdeauna generos cu mine și mi-a dat întotdeauna când am căscat gura. A știut că eu am grijă de ele, de exemplu, uitați-vă acum, nu ne aude, eu o să mă laud cu ce scrie aici, a lui Vasile Vasiescu, o amintire din finalul spectacolului vieții mele. Și mi-a dat un tante de manuscrise atunci și eu le-am puse bine, sub cheie. Aici e o fotografie cu domnul Vin Soraj și cu Adrian Năstase la Fundația Piculescu, când domnul Soraj a fost invitat și a lansat o carte acolo și am fost și noi dintre ei care au păscat gura acolo și să mă să rămâns de admirație. Aici e domnul Sărău, fotografia de mine în curte la Cotroceni. Dai seama că mă duceam la Cotroceni și mă duc la Cotroceni așa, la îndemână și într-o seară, era târziu, era 10 și ceva, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu care îl știam din tinerețe așa și mă știa și eu, de unde vin, mă? Uite la vreo gagică din Cotroceni, dacă el a zis așa, nu am putut să zic că nu vin și am rămas că, ce aia, bă, că știu că vii de la Sărău, că te-am mai văzut și... Deci nu mi-a ieșit pasens, aici e domnul Vinu Sărar, așa într-o poză boierească, așa. Aici e casa domnului Sărar, conacul de la Slăvioara. Aici e cireșul din Cotroceni, înflorit frumos de tot, așa. Asta e troița de la Slăvioara. Acolo e domnul Sărar cu Vasiescu, adică Vasiescu cu domnul Sărar. Aici e directorul meu, într-o poză de asta. Și să vă spun că la 30 de ani sau la 31 de ani, domnul Sărar era secretar general de redacție la revista Secolul 20. Deci secolul 20 nu a fost numai aia care a fost cu Bolica, a fost făcută în anii 62, 3, 3, 4, nu? Și domnul Sărău era secretar general de redacție și unul dintre numerele alea, eu am intrat și am răzbit și m-am bucurat și la un moment dat, așa sau pe porțiuni de admirație a domnului Sărău, pentru că a constatat că eu am toate numerele din secolul 20, dar le-am de atunci, din 63, din 60. Și asta e, a făcut însă un număr special cu Fleming Ionel, că nu era așa de simplu de o chestie de asta. Și pentru că știu că îl iubește foarte mult pe scriitorul ăla, o să-i dăm și noi acum Filip și Marea, nu? Sau directorul și Marea. Ăsta nu e cu spatele la noi, el e cu fața în România și cu spatele la ei lui. Ăsta e un plic, prima zi pe care Poșta Română l-a făcut un Sărău când am plinit 85 de ani. Aici e o fotografie de club cu Vasiescu, cu doamna lui, cu doamna Viviana, cu arhiepiscopul, înalt preasfinția Salva Sanufie, cu domnul Sărău, cu scriitorul Mitroi, Ștefan Mitroi și cu doamna lui. La Slătioara, când noi mâncam, beam și plătea domnul Sărău, vă bănuiesc, că nu era, noi nu ne-am dus cu nimic. Aici ai cu câtă bucurie scăpa domnul Sărău de la Bărănești și cum ne saluta pe geamul mașinii, bucuros că a scăpat în sfârșit de noi și de cea la Slătioara. Și tot așa, nu vreau să vă spun de asta, că sunt, după un bust care e cam bună pe aici, făcut de Paul Popescu, domnul Sărău, care uite cât de bine seamănă, nu? E de adevăratele. Stânga și dreapta și aici, dânsul care la fel e privor la noi aici, în casă, băusă, bine pusă să țara la care și cât de mulțumit pe ea să fie aici, domnul Sărău. Gata, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Acum o să punem cărțile domnul Sărău pe masă și să le vedeți. Dacă tot am vorbit atâta, vreau să-l rog pe Dican în calitate de vicepreședinte și de specialist în materie de actă contemporană românească să aprecieze sau să, eu știu ce să zică, să ne invidieze atunci să le spună și alții ce am făcut noi la Românești. Să o dau deoparte că spune că a avut-o el. Nu dau o luntă. Când o avem și noi. Așa. Te rog, domnul Dican, fii drăguț și omoară-ne în câteva vorbe și spune că... Acum vreau să vă spun că nu e nimic chiar și din comun. Să știți că la noi la Bărănești nu chiar toți, dar mulți au galerii de astea. Avem WC-urile. Avem WC-urile în capul grădinii, dar așa se poartă. Eu sunt plăcut surprins și sunt aproape șocat de imaginea pe care ne-a descris-o acum domnul Vasiescu cu această corecție. Îi știam pasiunile. Știam că de fiecare dată când vine în atelier trebuie să fiu foarte atent și am fost, dar acum recunosc că nu suficient de atent. Revăd lucrări pe care nu le mai știam. Pe care le căutați și n-așteptăm de la nu, este extrem de lăudabilă inițiativa și îi curez-o pentru continuare. Am fost aici, dar nu, clădirea asta nu exista și mă gândeam unde ar putea să o fac, dar nu i-am cerut amănunte, știi.
nu știu, mi se pare extraordinar de interesant și pasiunea asta de colecționar începe să revină în actualitate. Eu cred că de asta s-a și inventat Adrian Ghenie, asta e teoria mea. Pentru că era nevoie de un personaj tânăr care să aibă o vârstă, nu una, nu să nu fie nici bolnav de cancer și nici să aibă 90 de ani, să fie un tânăr care să readucă încrederea colecționarului în opera de artă. Și eu cred, ca muzeograf vă spun că și ca și colecționar, că am și o mică colecție, trebuie să ne reîntoarcem la acest lucru. Spune că ai în colecția ta și lucrurile de la mine. Da, mă bucur, dar le țin în seif și tot la Banca Națională. La Banca Națională. Foarte bine. Da, pentru noi nu mai avem o filială la Banca Națională, ci la Bucurina Domnului Sărescu. Bine, stăți aproape. Da, acum răspund da. Voi avea o expediție personală dacă mă inviți. Acum, dacă nu, cumva ți-a urcat prea mult cost. Nu, ești prins în programul nostru. Dacă sunt în proiectul tău curatorial, voi veni aici. Îmi place că ai curajul să expui păsimeze pe care e Filip Art. Da. Mă bucur să-i urez succes, pentru că e un proiect serios și pe care, chiar dacă el a zis așa, mai șugubăț, stilul care îl caracterizează, trebuie să-l susținem. Acum sunt convins că toți artiștii o să dea năvală cu donații, dar trebuie să-ți faci un depozit pentru donații. Așa cum vrem noi să facem la Combinatul Fondului Plastic. Noi avem, nu de depozite să vă fie, dar decât de selecția strictă da, pe care o face... Mai atent atunci când primești donații. Da. Mă bucur că revăd pe domnul Săraru și familia, mă bucur că vă revăd pe toți aici și eu sper ca să fie așa o punte între cele două județe. Între cele două județe și domnul Săraru, atenție, ești acord să mute granița. No, fiți foarte atent. La Dunăre merge. La Dunăre. Știe. Dunăre merge, n-avem bani, n-avem cu ce doare. Granița cu județul, stătioara rămâne acolo. Păi și ce să facem? Să facem cotarul prin grădină de la domnul Sărar? Nu se face așa ceva. Lasă că e bine cu așa. Pătărie rămâne cotar. Domnul Dican, mulțumim frumos și am luat notă de promisiunea dumneavoastră că vom deschide expoziția Dican în spațiile. Da, și promit că mai aduc și alți autori care să rămână aici. Da, și bineînțeles știți ce înseamnă. Trebuie să lași două lucrări pe care le alege galeristul. Adică nu degeaba. Nu o să aduc doar patru. Da. Vreau să mai salut o dată pe primarul meu de la Voronezi, cel mai tânăr și frumos primar. Mulțumesc, domnul Vasile. Urcat bine pe scara politicii gorjenești. El întotdeauna se uită la mine amirare așa când îi spune că face drege și cu care își face, da, domnul Vasile, da, domnul Vasile. Și astăzi i-a spus, bă, te îmbraci frumos că vine domnul Săraru și deschide o galerie de artă contemporană. Păi ce e aia? Păi la noi la Voronezi, da, nu a fost vorba că facem investiții la noi la Bărănești, vă mai spun o glumă, nu e glumă, e adevărat, când am scos viața, cum are cine să o muncească și am întrebat pe copii și i-a zis, hai, o, vin de cumpărat, acum bani să avem. M-a întrebat unul de ce am tăiat via și eu, ca să ies din încurcături, i-am zis, bă, vreau să fac un teren de golf. Investește la micul din Franța și face un teren de golf aici. Și mă sună primarul a doua zi și face, domnul, zici că e adevărat că vin niște investitori francezi din România. Am zis că faceți un teren de golf. Am zis că o vezi, dar dragi, suntem în stare să muncim. Tu vrei să săpăm la vie? Nu! Vin la Glodeni și la Vidal, de ne ajunge. Vreau să ne spui două vorbe și să ne salut și să ne spui că suntem sănătoși. Așa, mă întreba cineva că să alege praful, cum se zice la noi, că ce o să fac? Nu să alegem praful noi, la noi aici e obiceiul ca toți primarii de Voronezi să fie tineri și o să le las cheia lor, că decât să miroase a șobolani în casă, mai bine să miroase a primar tânăr, nu? Care vine ca în casa de oaspeți. Da? Te rog! Iar dacă e primăriță, și mai bine. Dacă noi nu mai bine, mai degeaba. Bună ziua și bine ați venit în Comuna Bălănești, bine ați venit la domnul Vasescu acasă. Exact cum a spus și dumneavoastră, mi-a promis de atâtea ori când va da cheia, dar până acum nu s-a ținut de cuvânt. Sper că acum se va ține cu această ocazie. Sunt onorat de prezența dumneavoastră în localitate și sunt mândru că un asemenea eveniment are loc pe raza localității Bălănești.
Domnul Vasilescu, permiteți-mi să vă salut și să vă mulțumesc pentru această organizare pe care ați dat dovadă. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, stimate domnișoare, vă doresc mult succes în activitățile care le depuneți. Mulțumesc! Gata, trecem la spectacolul scriitoricesc. Mai salut o dată pe domnul Săraru, pe locul nostru, și vă mulțumesc tuturor că ați venit în număr așa de mare. Pănuiesc și sunt sigur că n-ați venit să vedeți galeria de artă a lui Vasilescu. Vă închipuiască ce o avea ala acolo. Veniți să-l vedeți pe domnul Săraru, să-l auziți, să cumpărați cărțile domnului Săraru și să vă dea și un autograf. Domnul Săraru, mă bucur că veniți iar la Bălănești și că ne păzureți că suntem în stare să punem pe pereți lucrările altora, nu numai ale noastre, și că numele care sunt pe pereți sunt nume importante și dacă ne-am înhăitat cu ei și ei au fost în stare să ne înțeleagă, înseamnă că petrecem viața și cu lucruri bune și din când în când și mai de-a doua, așa că nu se poate altfel. Da? O să-l rog pe domnul Dragoș să ne povestească, să ne spună lucruri interesante despre cartea noastră. Și o să vă rugăm pe dumneavoastră să ne spuneți câteva vorbe și să ne, să ne mângâiați pe chiariște, tata. Las-o. Mulțumesc. Vedeți, a spus domnul Vasilescu, mă bucur, domnul Săraru, că ați venit iar la Bălănești. Eu sunt mai liniștit, că am mai fost doar o dată. Pentru că acest cuvânt cu iar părea să fie și o laudă și un reproș, adică iar ați venit. Asta ca să intru puțin în stilul domnului Vasilescu. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte. Nu înainte, sigur, de a-l felicita pe domnul Vasilescu pentru această inițiativă care mă intrigă, emoționează, invidia, mă pune să fiu invidios, că aș fi vrut și eu să fac ceva pentru satul meu, pentru comuna mea, în acest sens. N-am vă consiliem, n-am vă consiliem. Avut, nu-i nevoie, că știu că cer bani pentru asta. Și eu nu dau. Da, da, da. Nu că n-am, dar nu vreau să dau. Că sunt oameni care au și nu dau. Și domnul Vasilescu are și nu dă, că dacă aș cere pentru ce vreau să fac eu acolo o lucrare, două, nu mi-ar da decât de ale dumnealui. Da, da, nu mă de-ale noastră. Așa. Avem de-ale noastră. Îl invidiez pentru asta și vă mărturisesc că am încercat și eu să fac câte ceva. Am avut o singură șansă și după aceea voi trece la ceea ce vreau să spun cu adevărat. Să cunosc un pictor, sculptor, grafician, pe care sunt convins că l-a cunoscut măcar întreagă și mare nostru scriitor și prieten, Dinu Săraru. Se chema Dorin Dumitriu Iurmeanu. Da, da. El susținea, când l-am cunoscut eu cu multe decenii în urmă, că străbunii lui au fost înaintea glogovenilor boieri într-un sat din Glogova, care se cheamă acum Iolmănești, iar numele străbunilor lui, prin secolul XV, era Iormean, și de aici numele de Iolmănești. Că s-a împărțit în două ramuri, avea întreagă teorie așa acest lucru. Era un sculptor și un pictor deosebit. A lucrat cu coandă. Când a venit coandă în țară, a avut un proiect extraordinar să construiască undeva la gurile Dunării un oraș al oamenilor de știință. Un oraș cu totul fantastic. Gândea unele construcții în formă de sferă, care, pe niște principii, puteau aceste sfere să se ascundă în apă. A avut și o expoziție la Ateneul Român cu această imaginație teribilă a unui oraș fantastic acolo. Asta l-a impresionat pe Coandă, care a văzut expoziția la Ateneul Român în Bol, și atunci a vrut să-l cunoască și l-a angajat la el. Dar Coandă a murit și atunci și Iormeanu a plecat din țară în străinătate, a construit aeroporturi, a făcut sculpturi prin Africa, a stat multe vreme la Paris, unde a pictat, a avut și expoziții de sculpturi, îl îmbina sculptura cu arta plastică, deci și în ideea, am rămas prieten, pentru că era fiul
unui colonel mai bogat din Craiova, care, fiind persecutat, s-a aruncat pe fereastră în vremurile acelea vechi și când lucrăm la scânteia tineretului, a venit un tânăr care abia termina artele plastice și să ne facă grafica la ziar. L-am luat și ne-am purtat normal cu el și la un moment a venit în birou și mi-a spus că el vrea să plece, că nu vrea să-mi facă rău. Eu îl luasem cu toată încrederea și în onestitatea lui, că nu vrea să-mi facă rău și mi-a spus povestea cu antecedentele familiei sale. Și a spus, păi, de când să fie pedepsiți urmașii pentru poate erorile sau nu erorile, dacă gândirele celor de dinaintea lor. Și a rămas cu această impresie bună despre mine, ca după 90, când mă plimbam pe Magheru, unde ne-ați văzut dumneavoastră odată și a scris o frumoasă tabletă, atunci am văzut că aveți talent, că ne-ați portretizat pozitiv era de mult, pe mine și pe domnul Săran, așa, mă oprește pe Magheru, cum mergeam după 90, mai gânditori, că unii am fost obligați să fim mai gânditori după 90. Citiți cartea domnului Dinu Săraru și veți vedea cât de gânditori a trebuit să fim noi după 90. Într-un anumit moment, un bărbat frumos, îmbrăcat în haine albe, ca un aristocrat, iese de acolo și domnul Dragoș, m-am uitat la el, era prea frumos și prea elegant ca să aibă legătură cu mine. Eu sunt Dumitriu Iormeanu. Și așa ne-am cunoscut, venise atunci să fac o bancă româno-africană, nu știu ce bun el, că pusese mult prin Africa, și la un moment dat mi-a spus că vrea să doneze niște lucrări pentru comuna de unde au plecat străbunii lui. Și un primar care a fost de acord, dar n-a putut încheia, și un veter de la Paris și a donat 11 lucrări splendide comunei, a avut o expoziție la Craiova mai mare și cea mai mare parte de lucrări l-a dat Muzeului de Artă din Craiova. Am și deschis, într-un fel, această expoziție, pentru că nu avem o clădire prea mare, dar ideea asta dumneavoastră mă îndeamnă și pe mine că vreau să vă dau o lucrare de mică petre, care mi-a dat 1000, nu vă mai dau, că vreau să păstrez pentru muzeul. Mulțumesc, v-ați promis-o de roșii. Și acum vreau să vă spun că am venit în primul rând aici, deși eram interesat de expoziția și inițiativa domnului Vasiescu, dar știam că eu pot să vin mai deși, să o văd și mai târziu, să-l întâlnesc pe domnul Săran, pe care eu l-am cunoscut, auzindu-l, i-am cunoscut întâi vocea și mult mai târziu l-am cunoscut pe dânsul. Dânsul este cu doar câțiva ani mai în vârstă decât mine, dar a rămas mai tânăr decât mine, în spiritul domnului sale, și l-auzeam la radio, și așa am reținut prima dată numele. Am avut onoarea să-l cunosc în tinerețea noastră, prin 1963, mai îndeaproape, când o perioadă foarte scurtă de timp, probabil că venind de la secolul 20 spre Luceafărul, a fost șeful secției de cultură a Scânteiei Tineretului. Dar dânsul era într-o relație foarte apropiată cu Eugen Barbu, care a avut o putere pe convingere mai mare decât ofertele pe care putea să le dea atunci Scânteia Tineretului și a devenit, ca să zic așa, arhitectul din umbră, poate neieșind întotdeauna în față, al revistei Luceafă. Că spiritul revistei Luceafă din acel moment nu era doar al îndrăznețului și imprevizibilului Eugen Barbu, ci era al omului cu intuiții, cu inițiativă, cu curaj, care a fost și a rămas întotdeauna de o bădire sărată. Atunci ne-am cunoscut, în 1963, și ca cum arătăm, și vă dați seama că de o tine arătam amândoi perfect acum, splendid acum, câți, aia nu spun câți ani, și așa am rămas și azi. A fost o surpriză pentru mine să-l cunosc și ca om, și ca om de inițiativă și de idee, și acea perioadă scurtă în care am lucrat împreună a făcut ca de atunci, și-o mărturisesc, să nu fie niciun moment în care între mine și scriitorul Dinu Săraru să existe un moment de umbră. Am trăit întotdeauna în lumină, în lumina adevărului și a prețuirii mele pentru domnul sa, pentru că m-a ajutat în atâtea împrejurări mai speciale ale vieții mele și
sper să mai ducem această stare sufletească care te îmbărbătează și îți dă forță de a crede în tine și în ceilalți încă mulți ani de zi de acum înainte. Pentru că nu merită să ne grăbim. Mai avem atâtea lucruri de văzut pe lumea asta, încât pe urmă veșnicia ne va lăsa să vedem și ce este pe lumea cealaltă, de unde nu s-a mai întors nimeni. Și dacă nu s-a întors nimeni, de ce să ne grăbim să ajungem acolo, dacă știm că nu ne vom mai întoarce? La început, domnul Dinu Săraru s-a ilustrat ca un publicist de prim plan și mai ales ca un cronicar de teatru cu totul neobișnuit. Era un eurodram în teatrele noastre, când la premieră venea domnul Dinu Săraru și un prieten al lumii sale mai în vârstă, Radu Popescu, pentru că aveau impresiile atât de vii despre ce se întâmpla pe scenă și despre calitatea sau, din potrivă, de calitatea replicilor, încât uneori țineau să o comunice și spectatorilor. Și de așa fel încât o replică dată de Dinu Săraru sau de Radu Popescu putea, dacă era auzită de spectatori, să devină judecata de valoare a unui întreg spectacol. Această pasiune și atitudine tranșantă din perspectivă estetică a calității piesei și a jocului actorilor a făcut ca cele două cărți de cronici teatrale și de comentarii teatrale pe care le-a semnat înainte de a se revela scriitorul Dinu Săraru să fie cunoscut ca unul din mari cronicari de teatru ai noștri. Nu numai despre teatru scria după titlul primele cărți, și despre artiștii contemporani. Încă de atunci, deci, cu materialul viu din față, actorii pe care îi privea, domnul Dinu Săraru s-a ilustrat ca un mare portretist. Sunt memorabile portretele pe care le făcea din unghiul de vedere al interpretului, actorilor marcanți ai timpului respectiv, și am impresia că, ridicând la alte cote valorice, portretele din cărțile de ficțiune vin, de fapt, să demonstreze că dacă o privești atent, fie pe scenă, fie în viață, lumea mișcă personaje care sunt fie actori, fie oameni normali. Pentru că Dinu Săraru, prin multele sale cărți, și aș vrea să vă spun că, într-adevăr, este tulburător, dacă cineva ar face, ar număra paginile cărților câte a scris Dinu Săraru, ar putea să spun, și le-a scris cu talent, cu șansa clară de a trece dincolo de timpul prezent, ar dovedi că se înscrie, dacă am renunțat poate la Sadoveanu, care a fost fabulos și ca așa cantitativ, așa, unul din scriitorii cei mai prolifici cu profunzimea scrisului din literatura noastră. Și timpul ce i s-a dat a făcut ca, așa, în ani, cărțile dânsului să se adune în trilogii. De fapt, am senzația că undeva, dacă nu de la început deliberat, domnia sa a gândit să construiască o privire asupra lumii în trilogii. Sigur că prima trilogie, care nu s-a născut în ani puțin, dar care reprezintă cea mai adâncă iubire a spiritului său, urma să fie trilogia țărănească. Cartea de debut, Niște țărani, cu zeci de ediții până azi, 17, așa, Cartea de debut, Niște țărani, o capodoperă indiscutabil, deschide trilogia țărănească. Dacă veți urma adăuga cele două cărți scrise după 90, după Niște țărani, Iarba vântului și Crimă pentru pământ, Crimă pentru pământ devenind și o piesă de teatru, am văzut-o pe scena Naționalului, tulburătoare, întregesc o trilogie țărănească. De asemenea, există și o altă trilogie, Dragostea și Revoluția, având tot trei cărți, ale căror trei titluri
vă vor aminti celor mai în vârstă dintre dumneavoastră, care ați apucat să le citiți la vremea respectivă și sunteți tineri și mai timp să le citiți în continuare, Toamna Roșie, cei care plătesc cu viața și, interesant, domnul Sărea, în 1989, cea de-a treia carte a trilogiei Dragostea și Revoluția se chema Speranța. Aproape e așa simptomatică și mi se pare că numai în timpul cutremurului acela din 77 rulau un film, nu mai știu, eram plecat prin Tunis atunci, dar... Dulce și amar. Aveau un titlu extraordinar care se publica. Așa și cu Speranța. Să publici o carte din trilogia Dragostea și Revoluția în 1989, toamna 89, și cu idei care mai vorbeau despre speranță și ca să ai speranță trebuia să fie avut niște deziluzii, spune multe despre modul în care privea realitatea scriitorul din Osăra. Și ca să nu-i lase liniștiți pe cei care s-au înscăunat după 1989 la cârma nu a țării și a bogăților țării, domnul Sărea a făcut încă o trilogie, trilogia Ciocuilor. Ciocuii noi cu Bodyguard era prima, apoi Tulburătoarea, ultimul bal la Șarpele Roșu și, în sfârșit, Carnavalul Cătușelor. Ce titlu exact și expresiv. Iată patru trilogii, 12 romane. Nu mulți din prozatorii din cele două secole care au trecut cam de la începutul roman, la, noi zicem, de la Nicolae Filimonde și începutul de mai înainte, pot să spună că au atâtea opere în proza românească. Dar dincolo de asta, proza domnului Linu Săraru se constituie într-o cronică vie, autentică, izvorită dintr-o privire lucidă a unor timpuri și a unor oameni cărora a știut să le asigure perenitatea prin ceea ce numeam la început arta de portretist, care este importantă. Cred că numai pictorii mari pot să găsească atunci când geniul le dirigează culoarea, atâtea nuanțe pentru a portretiza un om sau alt. Fie că venea din lumea, să zicem, țărănească, fie că venea din zona intelectuală, din zona activiștilor, care aveau și trebuiau să aibă dreptul la memorie, ca să poți să știi cam cine erau, ce erau și cum erau. A privit, deci, lumea prin care a trecut, cu profunzimea a unui alt scriitor care la începutul secolului aducea în opera sa un realism viguros, mă gândesc la Slavici, și a avut și de întâmpinat interogații câteodată dramatice cu care lumea prin care a trecut a născut evenimentele, asemenea lui. Că dacă n-a ajuns ca Slavici la Văcărești, acel Văcărești sufletesc pe care un timp nebun, un timp în care lumea se tulburase până dincolo de firesc, putea să nască drame și tragedii la oamenii mai puțin puternici. Dinu Săraru, privind cu tristețe la degradarea umană a unora care au fost în preajmă și mai târziu, contemplativ, și dacă nu cu înțelegere, cu conștiința că portretul moral al unora dintre ei merită să fie păstrat pentru eternitate, a dăruit cronicii vii a unei perioade din istoria țării noastre pagini de neuitat. Și în sfârșit am avut surpriza să constat că în anii mai târzii, în anii când toți încep să-și măsoare dimensiunea gloriei, Dinu Săraru n-a părăsit armă cu care a trecut prin timp niciodată ca un învins și întotdeauna cu un învingător. Și atunci când
vârsta pare că e vârsta amintirilor, a retrospectivei lăuntrice. Dinu Săraru și-a propus și-a realizat, din punctul meu de vedere, încă o trilogie. Cu trei romane, scrise cu o puternică vocație a modernității, cu o simbolistică deosebită, cu pagini care, citite, te tulbură și în trei pagini ai impresia că te-ai întâlnit cu o legendă, cu un miracol, fie că e vorba despre pagini din Ura din ochii vulpii, din Corida, sau mai recenta, Marele Premiu la Monte Carlo. Și văd că aici sunt și Corida și Marele Premiu, așa, cele trei cărți. Cum îmi spunea domnia sa, nu e secret, aceste cărți au fost în bună măsură dictate. În integralitate chiar și prim. Ce înseamnă asta? Asta spune foarte mult. Înseamnă că domnul Dinu Săraru, și așa l-a asemnat cu un alt scriitor pe care l-am cunoscut mai puțin, vorbește cum scrie și scrie cum vorbește. Numai Arghezi făcea asta. Arghezi vorbea ca și cum își citea niște fraze din cărțile lui. Iar dacă domnul Săraru vorbea și dicta, deci, imaginând personaje, imaginând conflicte, imaginând peisaje și așa mai departe, unui celui care nota, înseamnă că are vocația oralității, dar mai are și conștiința dramatismului existenței umane și așa mai departe. Și, pornind de aici, promițându-ne nouă tuturor, o carte pe care sunt convins că, având-o, nu o veți lăsa din mână, pentru că prin această carte se reconstituie nu doar o biografie din amintiri a domnului Dinu Săraru, ci o adevărată stampă complexă a timpului prin care am trecut. Viața domniei sale, începând de la anii de debut în publicistică și până la acești ani, este cuprinsă în această carte, dar nu pentru a înălța, pentru a zidi o statuie persoanei autorului. Ea rezultă, fără îndoială, din faptele cu care s-a confruntat, din atitudinea pe care a avut-o într-un moment sau altul al vieții și prin ea circulă memorabil, de neuitat, cu dreptul cititorului a-i privi când cu prețuire, cu admirație, când cu o ironie înțelegătoare, chiar când cu o stare de revoltă, pe cei care i-au fost mai aproape sau mai îndepărtați, dar pe care i-a privit cu detașarea celui care știe că trebuie să scrie pentru, nu numai pentru cei de azi, și pentru memoria viitorului. Așa încât mari oameni de teatru, scriitori, alți oameni pe care i-a întâlnit, care și-a intersectat viața, au șansa să trăiască în portrete în care, dacă te s-ar privi ca într-o oglindă, ar putea să-și vadă când chipul luminos, când chipul în care ar avea multe de corectat. Am avut, domnule Săraru, și cu asta închei, pentru că nu vreau să spun multe despre conținutul acestei cărți tulburătoare. Un document literar, adică arta de povestitor pe care o are, cum rar o au mulți creatori ai noștri, de povestitor care ai sentimentul că nu face niciun efort, dar despre care e limpede cititul atent, că își cizelează fraza până la detaliu, ca ea să rămână. Ei sunt aici, în această carte. Vorbiți la un moment dat despre un prieten al dumneavoastră, atât ați avut, dar o să mă opresc numai la el, Aurel Baranga, pe care, datorită domnului Săraru, l-am cunoscut și eu și s-a apropiat cumva și de mine. Din când Baranga avea un mare talent de autor de comedie și din când în când avea câte o premieră,
El făcea un fel de turneu, pe la cronicare teatrali, pe la șefii sectorului de cultură de la ziare. Și mi-amintesc întotdeauna, după premiera spectacolului, că el era foarte atent. Primul care își dădea aplauzele la replice, care știa el că sunt cele mai bune la teatru, el stătea și aplauda primul. Și atunci toată sala reacționa. Își șupea teatru. Avea teatru în suflet. Și mi-amintesc că venea odată, nu știu, era... A pus o piesă cu unele discuții așa, cu o bandă din asta de magnetofon pe care se registra, că atunci nu aveam instrumente din astea mai moderne, care te ajută mult mai nici să mai vede. Și avea o replică acolo când se vedea drumul la banda de magnetofon, dar era vorba de o bandă de bandiți. Și zicea, merge banda, merge! Și au fost discuții, vă dați seama cine erau cu banda de magnetofon și bandiții. Și țin minte că a venit Baranga la mine și ai văzut piesa? Atunci eram la Sfântia, șeful secției culturii. Ai văzut piesa? Da. Cum ți s-a părut? Am lăudat, adică ce să mai zic așa, mai ales când se întreabă așa. Ei, să știi că lui Dumitru Popescu nu i-a plăcut. Dar zice, dar vine acum de la tovarășul Mizil, a văzut-o și el. Lui i-a plăcut. Și își construia succesul și își apăra lucrarea în mod extraordinar. Și mai spune ceva în amintirea despre el. Că el, deși a avut niște prieteni mari, Boxa, Jebeleanu, alții, Gugu Rădulescu și așa mai așa, spuneți dumneavoastră în carte, la un moment dat s-a simțit trădat de ei și s-a îndepărtat. Și explicați mea foarte bine, merită să se citească lucrul acesta. Îmi spunea și mie același lucru, numai că a avut la un moment o replică care m-a impresionat. Acești cinici nerbedei. Era expresia lui. Și eu am luat-o și într-una din cărțile mele, unde versuri îmi dedic, e dedicată lui Aurel Baranga și zice, acești cinici nerbedei am integrat-o în cartea respectivă. A, ne invita să mergem la el acasă, cred că așa făcea și cu noastră. Veniți la mine acasă, face marceluța mea o iagnie de fasole, cum n-ați mai mâncat niciodată. Și eu zic, o iagnie de fasole, am mâncat și la trafăce. Dar el spunea cu foarte mare... Domnul Săraru îi face un portret extraordinar și mai ales momentul final al lui merită să fie un singur exemplu, dar sunt zeci de povestiri, zeci adevărate în cartea asta. E o lume care miște, o lume care trăiește, pe care poate ați cunoscut-o altfel sau nu ați cunoscut-o la merit. Intri ca într-o poveste, dar o poveste adevărată. Și Baranga spune domnul Săraru, vreau să vă incit să citiți cartea în acest lucru, și-a regizat moartea. Fiind el supărat pe contemporan și pe lumea scriitorilor, a hotărât să nu se știe când a murit. El știa că avea cancer, așa a vorbit cu soția lui, Marcela Rus, o mare actriță, pe care domnul Săranu, de asemenea, a cultivat-o cu atenție și după ce nu a mai vrut să joace și așa departe. Se deschide. Vine căldură, da. A hotărât să se dea un fair pass, un anunț așa, dar să se publice după ce el era deja incinerat. Și a murit, a fost incinerat și după aceea a apărut anunțul că a murit ieri sau și că a fost incinerat. Ca să afle prin Octavian Pare, spune domnul Săraru, nu știam prin cine, dar acum am aflat din carte, că a murit Baranga. Pare nu credea. A sunat acasă la Marcela Rusu, spune domnul Săraru, i-a confirmat și, mi se pare, Dumitru Popescu, zice, s-a dus și l-a anunțat pe Ceaușescu că a murit Baranga. Și cum voi nu știți de asta? Un scandal mare și a primit sarcea să organizeze funeralii naționale, după ce el era cenuș. Dând indicații, spune domnul Săraru, ca soția sa, cumnatul său, sora domnului Marcela Rusu, chiar și domnul Săraru, care au aflat de asta, să nu vină în haine de doliu la momentul funerar al cenușii. Că s-a ridicat un sicriu, am fost și eu acolo, în care nu se vedea nimic, că n-aș putut să fie decât o urmă de cenușă. Și atunci au venit domnul Săraru într-un costum
cam deschis, cam încerc, dar mai mult spre deschis la culoare. Marcela Rusu cu sora ei și cu doctorul Burlui, așa îmbrăcată, ele haine albe, ele haine colorate așa, și foarte zâmbitoare, zâmbitori toți. E, a mai făcut ceva Baranga. I-a cerut ca să expună, dacă se va întâmpla, el anticipând păreșa asta, o fotografie în care Baranga să râdă. Și toți în haine de ciocli ai Uniunii Scriitorilor, când vedeți îmbrăcați la negru, cu această excepție, priveau la fotografia la care Baranga râdea. Râdea de farsa pe care le-a făcut-o, umilindu-i pentru incorectitudinea lor față de el. E asemenea întâmplări din viața scriitoricească, teatrală, realizate, aduse cu un mare talent, îmbogățesc această carte, jurnalul unui personaj controversat, care la lansarea cărții la București a mai trimis un mesaj despre tinerețea domniei sale. E, o să mai adăugăm, tot în acest titlu, sau sub acest egidă, acestui titlu a unui personaj controversat, alte întâmplări de la și despre Academia Română. Le așteptăm, domnul Săraru, cum așteptăm și alte lucrări, și sunt foarte bucuros că în 1963, începând călătoria noastră prin viață, fac acum o deplasare într-o stare de tinerețe totală la ideea că mă întâlnesc cu domnul Săraru și să-l rog mult de tot ca după ce va scrie și aceste cărți, să mai scrie și altele și eu să mă deplasez cu aceeași vioiciune la întâlnirile cu domnia sa. Și vă dăm Dumnezeu sănătate! Că veni vorba de niște țărani, trebuie să vă spun că Ioana a fost la lansarea romanului în 1974 și domnul Vin Sărară i-a dat atunci un autograf. Eu cred că am fost ocupat pe linie de servicii, din cauza asta n-am fost la lansare. E bine, trebuie să mă laud acum că directorul muzeului nostru are 15 din cele 17 ediții ale volumului Niște Țărani cu autograful marelui scriitor Tinu Săraru și de față. Am să-l rog pe domnul Tinu Săraru să ne întâmpine și pe noi și cu câteva cuvinte așa puse din suflet și mai spre sfârșitul vorbelor domniei sale, l-aș ruga să ne spună câteva cuvinte, să ni le voce pe Petru Dumitriu, pentru că în sala ci sunt numai cititori de Petru Dumitriu, pentru toată lumea e mândră că Petru Dumitriu a terminat liceul la noi la Târgu Jiu cu note excepționale și a confirmat în literatura română. Domnul Săraru, vă rog, să stați pe canapeaua asta, că știți bine că am închiriat o special pentru evenimentul ăsta. Vreau să vă spun că ascultând tot ce s-a petrecut aici, m-am gândit ce bine e România asta. Pot să invidiez băieților care stau afară și vorbesc. Și eu am invidiat cu cine. Ei au stat la fereastră aici și și-au făcut aclarele și-au făcut foarte bine de ei și le-am stat la căldură aici. Să salutăm un eveniment cultural. Nu știu care e mai folosit dintre ei, dar eu pe ei am. Au avut curajul ăsta să întoarcă spațiul unui eveniment și să se bucure de natură. De asta e veșnic. În sfârșit, vreau să vă spun că am venit aici convins că prietenul meu, domnul Vasiescu, va crea un muzeu. Eu am fost convins, l-am întărătat toate zilele astea până când am ajuns aici și tot îmi întreba și dimineața și seara și s-a plâns. Și pune mâncate și pune mâncate cum stă cu lucrurile și cu doamna Jeană. Și el s-a întărătat și îmi spunea mie și eu tot îmi întărătam. Și deci, și o să fie lume, o să vedeți, și o să fie eveniment, o să vedeți. Vă spun că e un eveniment cultural de rezonanță națională. Și am să vă spun de ce. Pentru o clipă în care toată lumea a țărcut spatele la cultură. Cum au stat și prietenii noștri acum. Când a vorbit românește, e greu și pentru ministrul culturii. Și vă dați seama. Când asistăm la perorații în care acordul dintre
subiect și predicat. Pare că e amenință ca bomba atomică pe vorbitori. Într-o vreme ca asta, un om singur, absolut singur, strângând de-a lungul timpului lucrări de valoare, unele absolut remarcabile, și am să vă spun, una din ele este absolut putremurătoare, după părerea mea, și o valoare teribilă în acest lucru. Un om singur a realizat într-o comună, într-un sat, din Gorj, de foarte aproape de Târgu Jiu, un muzeu. Această galerie este piatra de temelie a unui muzeu important, pentru că Vasiescu are atâta îndărătnicie, are atâta poftă de viață la 70 de ani și are atâta ambiție, încât vă spun că odată cu această galerie, casa pe care a lăsat tatălui, un sculptor extraordinar, și intrarea cu acea pivniță de munte din Oltenia de sub munte, vor constitui foarte curând un muzeu de referință pentru valoarea lui de model într-o țară atât de vitrocită de lipsa de respect pentru cultură și pentru limba română și pentru geografia română și pentru istoria română. Și pentru că veni vorba de istorie, trebuie să vă spun, domnule Dragoș, că mă așteptam să pomeniți pe înțepărul lui Podă, care e foarte legat când ați vorbit despre boieri și rogomeni, care sunt temeitori, dacă vreți, ai Oltenii de sub munte, odată cu Crăveștii și cu acest țepeluș care a dat naștere prin aventurile lui amoroase, chiar de la Globova, primului pasarab din istoria modernă a României, negru mediu al României. Și mă gândeam că să vă referiți la el, că v-am invidiat că a stat așa bărbatul pe care v-am știut, poetul de succes, întrebări. Păi, dar am stămânea cu țepeluș puțin. Așa, păi eu de ce spuneam? V-am invidiat că sunt din bașa pe țepeluș. În sfârșit, este un muzeu, este un model, este, are această galerie, această galerie are virtuțile unei apostolate. Așa. Și îl fericit și pe domnul Vasile, pe soția lui, care e atât de devotată și îl urmează cu atâta credință. Îl fericit pentru ce-au făcut, îi fericit pentru ce-au făcut și este un act de apostolat și un model pentru toată țara. Ar fi bine ca dascălii de țară, ca preoții de țară, ca primarii de țară, mai ales că anul ăsta Daniel, prea fericitul, a declarat anul țăranului român și al dascălului de țară și al preoții de țară, să facă în satul lor măcar un muzeu al istoriei acelei localități. Și într-o vreme când tăvălugul globalizării e atât de agresiv și dărâmă tot, de la catedrale și până la limbă națională, într-un moment ca ăla, acțiunea pe care a determinat-o în România, Spirul Haret, acțiunea dascălilor de țară, care a făcut de acest Spirul Haret, școli și muzee și cămine culturale și expoziții. Acțiunea dascălilor, preoților de țară și primarilor de țară ar putea să fie un act de rezistență împotriva tăvălugului globalizării pustiitoare de identitate națională. Așa că vă felicit. Mulțumesc mult de tot. Sunt lucrări frumoase. Sunt lucrări de valoare. Dar aici este o lucrare pe care eu nu mă așteptam să o găsesc. Și când ajung acasă o să îi sun pe moștenitori al unui, unul din cei mai mari sculptori, poate după Brâncuș, în România, cel mai mare sculptor, care este acest... Maite. Eu am fost prieten cu el, foarte bun. Am avut și neșansa să trebuiască să votez excluderea lui din Comitetul Central într-o ședință furtunoasă, dar am rămas prieten. Am plecat, după excluderea, am plecat amândoi pe drum spre casa lui, spre atelierul lui. Este o lucrare extraordinară care e acolo sus. Familia lui, copiii lui, băiatul lui, de fapt, că și soția lui, băiatul lui, și soția lui au venit în țară din Franța, unde
Sunt amândoi mari fotografi, cu fotografia lor costă 10-15.000 de euro, ca să vă dați seama cât de mare artiști. Vă vedeți în țară să fac o expoziție națională MyTech și știu că și Guvernatorul României și alte foruri care se bucură de oameni de carte în mijlocul lor sau prin apropierea lor, sunt hotărâți să sprijine. Pentru că o asemenea expoziție cu Ovidiu MyTech ne plasează iar în centrul Europei. Să știți, aici a vorbit vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastice, de un pictor tânăr, foarte talentat, să știți. Extraordinar, Dumnezeu i-a dat întâi talent. Să fie atât de tânăr și să fie atât de cunoscut în toată lumea, acest pictor, este o mândrie, nu ne bucurăm de asta. Nu ne bucurăm. Știu că la Academie a fost un chir de trecut, dacă să-l primească sau să nu-l primească în Academie, dacă să... Dar e prea tânăr, dar el are glorie universală în momentul de față. Și am putea să ieșim cu el în față, oricând, să ne bucurăm cu el, oricum el, la Londra, la Paris, la New York, în toate marile galerii reprezentă. Și nu se rușinează să spună că e român. Dar nici cu ăsta nu ne bucurăm. Nu ne bucurăm, nu ne putem bucura. Nu ne putem bucura, nu putem să dorim ca să se întâmple ceva, ca noi să adeverim ideea că suntem identitari. Că suntem o pată de culoare identitare în valorile universale. Că avem o mitologie identitară în spațiul filozofic identitar al Europei. Nu ne-am fi putut afirma niciodată dacă politicienii care au creat România modernă n-ar fi fost sclavii ideii de identitate națională. Este cel mai mare atu pe care îl avem și ce ne lipsește cel mai mult este mândria de a fi identitate și dorința de a fi supuși tăvărugului globalizării și de a ne supune și de a ne așeza pe burtă să treacă tăvărugul globalizării și să meargă mai departe și noi să rămânem pe brânci la sfârșitul unui mileniu care a început cu sfârșitul. Acest an 21, acest mileniu 21 a început cu sfârșitul. Pentru că agresiunea împotriva identităților este o agresiune împotriva unei filozofii fundamentale a Bibliei, care spune că purcul meu e făcut de Dumnezeu din atâtea culori și el e atât de strălucitor pentru că e făcut din atâtea culori, pentru că fiecare culoare își păstrează intactă în strălucirea curcubeului pe cedea ei. Și noi trebuie să rămânem adepții acestei filozofii a curcubeului, să ne păstrăm identitatea, să ne păstrăm verticalitatea, să ne păstrăm mândria de a spune că atunci când te dai jos la Paris, ești român. Eu să știți că m-am dat de două ori, o dată la Londra și o dată la Paris în avion și când am spus că sunt român, șoferul de la automobil englezesc care mă cea la BBC să cumpăr filme pentru România, pe televiziunea română, opri motorul și s-a întors între scaunul din spate unde era. E un șofer, un geam, a dat geamul jos și a spus de la București, de la București, de la Ceaușescu, de la Ceaușescu. Și mi-a crescut și mi-a crescut. Mi s-a îndreptat și răspinări. Și am avut și prilejul să mi se spună de la partea unui profesor universitar de la cum se numește capitala lor. Unde să depun documentele cu Consiliul Europei, dar nu la Luxemburg. O fată profesor universitar de sociologie, o eminentă, asistenta și secretara domnului Pierre Vermeer, cel care a creat Consiliul Europei și Comunitatea Europeană de Luxemburg, e prim-ministru al Luxemburgului. Și a ajuns, după ce a terminat studiile la Luxemburg, să fie luată secretar de el. Eu am cunoscut și pe el și pe ea. Și eu trebuia să mă ocup, să oprim cartea lui de memorii, era la 18 ani,
să fie tradusă urgent în românește și să discut cu asistența lui despre posibilitatea traducerii cărții în românește. Și m-am retras într-un birou al meu unde aveam eu sediu și cu această domnișoară. Și eu îi explicam în franțuzește, așa cum vorbeam eu la strătioară franțuzește, și ea zicea mereu da, da, da. Și eu am zis, domnișoară, tot românește, pronunțați foarte bine da în românește. Și a zis, domnule Dinu Sărar, cum să nu pronunț bine românește, că eu când mă duc la bunici, la Târgu Jiu, trec în fața casei mântare. Deci asistenta celui care a creat comunitatea romană era din Târgu Jiu, dintr-o familie de sărani din Târgu Jiu, care au creat această fată minunată și a ajuns profesorul universitar, colegă cu fostul președinte, prim-ministru Juncker, colegă că acum e Fundația Internațională Pierre Vermeer și ea e co-președintă cu acest Juncker. Ea e acum profesor universitar și s-a dus la Toulouse să țină o conferință la un spectacol, la un congres de sociologie. Și ea profesor universitar. Și și-a luat bilete că n-avea rost să stea la Toulouse, să vină acasă. Și și-a luat bilet pentru avion și s-a consumat mai mult timp acest congres și a pierdut avionul și s-a dus la primul hotel. Și de lux, că era atât de bogată și lasă că lucra și la curtea ducelui de Luxemburg și acum lucrează și acum acolo. Asta a fost acum 3 ani. Și mi-a spus, m-a dus și a spus, aveți un apartament, da, aș vrea la etajul întâi, că sunt obosită, da, aveți sărat, sigur că da, foarte amabil la hotel. Pașaportul, a scos pașaportul românesc, că aia s-a uitat la pășor, și doamnă, vreau să mă scuzați. Zice, m-am grăbit, nu mă avem camere și vă, ne pare foarte rău. Cum mai aveți? Că a spus că aveți, nu, dar nu m-am grăbit. Dar uitați peste drum, vă zice, tot de clasa întâi e hotel. S-a dus acolo și a pus pașaportul pe masă, a dorit și un apartament. Și a spus, ne pare foarte rău, nu aveți. Și atunci m-am dus să caut un bilet de tren la gară. Și la gară, când a ajuns înainte de casa de bilete, lângă sediul poliției, era un avizare, atenție călători, sunt români pe peron. Feriți cu dronul. S-a dus la poliție și a spus, domne, nu e posibil, uite, sunt profesor universitar, sunt din partea asta. Și a zis, doamnă, ne pare foarte rău, nu noi am pus afișul și primăria. Duceți-vă la primărie, că noi suntem subordonați primărie. Și, până la urmă, cei de la poliție au fost foarte consecrați și au dat seama că un profesor universitar și au mers cu ea la un hotel ca să-și ia bine. Au dat seama. Nu trebuie să stăm inerți în fața acestei situații. Trebuie să fim români, trebuie să fim aparținătorii unei istorii, unei identități, unei verticalități. O asemenea galerie este o piatră de temelie la continuarea verticalității și identității naționale, făcută de un om singur. Îmi pare bine că e primarul aici, că Bălănești are un primar care se bucură. Îmi pare bine că este dican aici, dar vine în calitate de prieten. Îmi pare bine că suntem cei care suntem aici, și sunteți oameni de carte și de cultură și ați fost solidar, dar este un gest particular. Asta este. Am fost la festivalul de poezie sau nopții de poezie de la Curtea de Argești. 33 de țări, poeți reprezentativi, nu poeți de taclale și de cârciumă și de petreceri pe care le dă la cantina partidului pe timpul și acum la câte o cantină și vorbesc tot. Poezi de mâna întâi ai țărilor respective, reprezentanța ai țărilor, inclusiv din Costa Rica, că m-a amuzat un profesor universitar. Era poezie extraordinară, făcut de doi poeți. Dumitru Meion, copilul Popi din Curtea de Argeș, așa îi spuneam eu la Luceacru și domnul Dragoș, știe că a fost coleg domnul Dragoș, și Carolina Lica, fată de țăran moți, de lângă moții din zona Aradului. Ei au făcut acest festival.
era al 24-lea festival. 23-lea, da. 23-lea festival. Erau numai valori. Am albumul, i-au tipărit toți. Vreau să vă spun că niciun post de radio. Și Radio România scria pe acolo, partener media Radio România. Nici o televiziune, nici n-a spus un cuvânt. Și eu n-am văzut o asemenea adunare de poeți mai selectă, de poeți mai bravi, mai intelectuali, mai devotați identității naționale, ca la aceste semn de poeție de la Curtea de Argeș. Au fost ajutați de autorități. Da, autoritățile locale, autoritățile locale care i-au ajutat extraordinar, fără să fie acolo prezente, transmitind mesaje. Nu veneau pe acolo să se urce la prezidiu și să-ți vorbească ei de promisiunile lor, cum a făcut un președinte de județ acum câteva săptămâni, anul trecut, și l-a chemat pe arhiepiscop să, la o sfeștanie, că să face un pod, un pod de vreo 20 de metri. Și a chemat televiziunile, a fost și arhiepiscopul, i-a tras o slujbă la nemaipomenită, au plecat acasă și nu s-a construit niciun pod. 20 de metri. Și l-am spus la arhiepiscop, domnule, mi-e rușine să mă mai duc pe acolo. De ce? Păi m-am dus eu cu tot polul, cu mise, cu cădelnițe, cu tot. Președintele a vorbit, ne-a felicitat, am tras cu tămâie și televiziunile au dat și toate ziarele locale au dat și polul. A doua zi n-a mai venit nimeni la lucru. Nu se poate așa ceva. Trebuie să stăvinim această inepție împotriva tăvăluiului globalizării. Mă opresc aici și vă spun două lucruri care țin de mine. Și pentru Dumitru. Pentru două lucruri care țin de mine. Domnul Dragoș a vorbit dumnezeiește despre mine și sunt onorat. Și mă bucur întâi să-ți mulțumesc Dumitru că te-ai gândit să mă onorez pe mine cu asemenea expoziția aici care... doar o parte din expoziția pe care am avut-o la Muzeu. Mă face să mă bucur că am venit și să fiu mândru. Dar domnul Dragoș a spus câteva lucruri esențiale despre mine. E această... De 15 ani mă tot timpul să public cartea asta și tot am adăugat la ea. Nu e în lumea literară, scritoricească, teatrală și așa mai departe, și lumea politică, și lumea socială, și lumea... Sunt mai multe romane, cartea asta, fără să vreau, am scris mai multe romane. Eu am scris cartea asta sau am tipărit-o pentru ca să mă răcoresc, ca să-mi spun tot ce m-a durut pe mine atunci când m-a durut, și n-am putut să spun atunci și am pus aici. Să se leacă prea de mine, da. Și nu îndrăznește nimeni să-ți facă un cuvânt. Că eu, la sfârșitul cărții, am pus documente. Scrisorile detractorilor, scrisorile, documentele de oficiale, de stat, de guvern, de partid, de tot. Sunt la sfârșit și fotografiile. Și cum zice unul ceva, eu știu ce spune. Cum și-au cerut iertare după ce m-au interferit, cum m-au rugat că sunt cel mai mare și a doua zi mă trimiteau în lagăr la canalul Dunărea Mare Neagră. Ce să vă spun? A fost o viață pe care aș vrea să o iau de la început, dar fără nemernicia prietenilor. Că să știți că nu există mai mare durere pentru mine decât nemernicia prietenilor. În legătură cu trilogia Dragostea și Revoluția, se termină cu romanul care se numește Speranța. În romanul ăsta, Speranța, și cartea a apărut în 89, în luna congresului al 14-lea, noiembrie. Și acolo se descrie o răzmeriță a tineretului dintr-un oraș de provincie. Peste o lună de zile începea povestea cu tineretul din piața universității. E descris acolo. Așa cum s-a petrecut, parcă mi-a făcut cineva filmul, așa e descris asta. Cartea a fost arsă din dispoziție de partid și retrasă din librării cu o săptămână înainte de congres. Și eu dat jos să nu mai vorbesc la congres, mi-a făcut un serviciu, vezi, azi nu mai zicea să vorbesc la congresul mai dar culmea știți care este? Că în luna ianuarie sau februarie, când s-a făcut guvernul, domnul Pleșu a ars încă o dată cartea asta, că a zis că e un omagiu adus comuniștilor. Și ea, de fapt, era denunțat comunist și a oarză. Și a rasă și Pleșu și a scos-o din cărți. Am tipărit-o de atunci, în 7-8, mai mult, 10 ediții, în diverse edituri. S-a bucurat și să bucure și în continuare cartea. Eu țin foarte mult la
această trilogie și mă bucur că domnul Dragoș a putea uita spre ei. Am orbit și nu vă văd nici pe dumneavoastră, nici pe domnul Dragoș, că nu mai de aproape nu văd acum. Și am trebuit să scriu niște cărți care foarte pe banderolă, vor purta pe bani, trei romani vor purta pe banderolă schimbarea la față. Am schimbat formula literară încercând să acreditez ideea că putem, dacă am fi traduși, să stăm măcar, cum să spun eu, în ambiție alături de literatura europeană care se face acum. Știu că una din cărți se traduce. Mă rog, editorul se zbate pentru asta. Și acum scriu un roman care face parte tot de schimbarea lor față. Dictez un roman care se numește Cel mai frumos dar al lui Dumnezeu sau Despre înfrânare. Toate cărțile astea au un subtitlu. Marele premiu la Monte Carlo sau Dedublarea. Acel Ura din ochii buci sau Romanul unei mari dezamăgiri. Toate cărțile au spus adevărul în cărțile astea. Nu am să-mi reproșez decât lipsa de talent. Dar povestea bine pe care o descriu, așa s-a petrecut. Cum s-a petrecut și în Carnavalul Cătușelor, în care îi descriu pe doi corifei ai timpului nostru, că acum amândoi pe două mei ajut la Bruxelles, celălalt și-a făcut partid din nou și sunt două personaje acolo și o să le recunoașteți ușor. Dar au tăcut cu minți așa și le doresc să izbândească, deși nu am nicio încredere în zbânda lor. În sfârșit, despre Petru Dumitriu, am avut o șansă extraordinară să fiu aproape de el, să iau un interviu cu două zile înainte de a pleca din țară, definitiv, și a fost primul dizident mare și după el reugem pe armiști. O să vă spun și asta repede ca să nu vă simt sub formă iar să vorbește în tot pe la ferețe și atunci că îi invidieți pe cei care vă sau afară. Petru Dumitriu era un cuceritor, un conquistador, ăsta e cuvântul. Era extraordinar. Avea o cultură remarcabilă făcută în Germania. Era foarte mândru că este că a făcut liceul la Târgu Jiu. Vă spun că știu de aer și de la Târgu Jiu. Era foarte mândru de taică-sul, capitanul Dumitriu, care fusese și comandul garnizoanei la Târgu Jiu, și foarte mândru că se ducea nu de la 8 dimineața la liceu, ci de la 9 cu trăsura, că da, erau copiii boierului și nu se ducea la 8 dimineața, dar au învățat și el și sora lui strălucit. Era foarte mândru că mama lui era contesa armată, deședentă, care i-a insuflat cultul limbilor străine și al culturii universale și l-a trimis să facă studii de filozofie în Germania. Și când a venit, a avut noroc ca acest Camil Petrescu, care a fost un mare scriitor și un mare om și un mare vizionar, și să-l ducă la Rossetti, la fundațiile legale, să-l publice și să înceapă ascensiunea. A venit în țară după ce a fugit și am fost singur scriitor care a dorit să vadă. Și președintele țării de atunci i-a oferit lui casa lui Gheorghe Iude să stea săptămâna aia din casată aici și pictorul Eugen Miescu, care era și el întors în țară, s-a ocupat de el și a organizat întâlnirea și s-a organizat un prânz în spragerea lui Gheorghe Iude și eu am fost foarte bucuros, eram impresionat. Bărbatul frumos, înalt și puternic, era un decrepit, o ruină, ceva îngrozitor. Nu puteam să cred, tremurau genunchii, ca mie acum, dar nu era Petru Dumitriu. Și ne-am așezat la masă, un Kellner de la Atene Paras, șeful de sală, de la Capca, șeful de sală. Eugen Iescu s-a plimbat în grădină până am mâncat noi și erau patru feluri de mâncare, și începând cu vodka, așa era atunci, vodka era așa prin fel cu icre, cu nu vă mai spun. Și lui s-au dat un morcan cu iaurt.
eu pot să mănânc și să beau și eu. Și el, cu o linguriță amestecat în iaurt și dragă sărarule, deocamdată doctorii nu mă lasă să mănânc azi la prânz decât iaurt. Și ce să mai mănânc și eu? Și am povestit, m-a întrebat tot o grămadă de lucruri și a zis, ce vrei să-mi arăți astăzi? Și eu am zis să vă arăt o cafenea nouă pe malul Largului și să vedeți tânăra generație, să vedeți fetele cele mai frumoase ale București, să vedeți lumea asta tânără care este și se numește restaurantul și grădina La Fițe, peste drum de ambasada chineză pe malul Largului. Și după ce i-a spus, dragă Eugene, unde facem noi un pig acum? Întreba, dă-mi eu, pentru că mor. Ăsta care pe șeful secției de presă a Comitetului Central, când la festivalul Enescu, când s-a intrat în hor cu o pelerină violetă, cu frac violet, cu cilindru biroi, și-a aruncat pelerina în brațele Luciu Bui, care era ultean și era șeful secției ministrul culturii, și el a fost fericit că i-a prins pelerina, așa se trata pe toată lumea. Era extraordinar, era unui mâingător. Nevasta lui avea cal alb și călărea la șosea. El primise de la guvern un bui albastru extraordinar, cu care a și plecat. La el acasă veneau și stăteau de vorbă cu Aură și toți ăștia grei și toți se interesau. Era în același timp directorul editurii, directorul revistei Viața Românească. Ce dracu nu era, i-a spus lui Beniu, primul secretar al scriitorului care era Pitic, urcă-te de pe scaun ca să poți să-ți dau două pamți. Și a turburat toată Uniunea Scriitorilor, vă dați seama. Ce-și permitea el în țară și a plecat. Eu m-am dus să iau un interviu și m-a primit la el în apartamentul din blocul în care stătuse și Eftimiu și unde avea Eftimiu statuia jos lângă Cismigiu. Și m-a primit așa, de o subretă cu o fundiță aici, cu o baletă, cu lor, nu, ce să mai era. Parcă eram în cronică de familie, în mijderii de familie, eram ceva extraordinar. Și m-a primit și a spus despre ce vrei să vorbim, dragă sărarului, și a zis despre Alexei Tolstoi. Dom'le, cum s-a întâmplat, nu știu, că ăla fusese mare scriitor sovietic, care se întorsese, abia se întorsese în țară, și rușii-l primiseră și-l iertaseră și era... Deși nu era rudă cu Lev Tolstoi, era foarte mare prozator european și mondial. Și zice, și el mi-a spus, dragul meu, poți să-ți vorbesc despre întoarcerea lui acasă, dar să știi că n-am avut timp să citesc. Eu abia am terminat de citit ultima carte a lui Hemingway. Vă dați seama ce discuție am pus acolo. Și l-a lăudat, ca să vă spun. Ca românul imparțial l-a lăudat, bă, dacă s-a întors, dar a plecat, să nu se mă Și când m-am dus cu el la Fițe, și acolo am avut o discuție extraordinară. Erau întâlnători pe malul lacului, iar el a băut apă mineral, eu o cafea, și cu eu gemenesc o cafea. Și i-am povestit, fetele erau frumoase, și era frumos, era un apus de soare la București, toamna, Bucureștiul toamna este fermecător, curg. Frunzele pe umerii Bucureștilor este absolut, nu începuse descrerarea care e acum. Adică Bucureștiul mai putea în nostalgie. Și mi-a spus, spuneți-mi, domnule Dumitriu, cum vă vedeți dumneavoastră cu scriitorii pe care ați fost lângă? Și el zice, dragul meu, eu nu cunosc decât doi scriitori. Eugen Barbu și cu mine. Petru Dumitriu. Și v-ați întâlnit cu Barbu la Paris, e adevărat că Barbu mi-a spus, eu eram cu Barbu, m-am întâlnit la o cafenea și am băut bere și Barbu tot bere, că el era mort după bere, Petru Dumitriu. Și am spus, Barbule, să nu faci cumva greșeala să rămâi la Paris. Cea mai mare eroare pentru un scriitor dintr-o țară din Est, în momentul de față, e să-și părăsească țara, identitatea și să ajungă ca mine aici, pentru că te folosesc și te arunc ca pomusea. Așa m-a rugat Dumnezeu. Și Barbu a spus, niciodată nu mă referia țara. Asta mi-a spus el. Nu recunoștea pe alt scriitor. Și m-am dus cu el la Capșa, unde mânca el la Capșa. Și la Capșa, duminică, seara că era duminică,
cum dracu era, era închis. Și ne-am despărțit, l-am îmbrățișat, era, cum să vă spun, o statuie care se prăbușea și tremura sub ochii mei. Eu, pe care îl cunoscuse pe el ca pe un bărbat frumos, îmi spunea Elvira Godeanu, dragă sărarule, când a venit Petru Dimitriu la Eforie și noi eram cu Camil, cu Camil Petrescu și cu eu eram cu soțul Praga și cu nu știu ce, și a venit bărbatul ăsta frumos ca un zeu, ne-am pierdut mințile toate. Și l-am văzut pe Petru Dimitriu, mi-am adus aminte că m-am dus să iau niște pagini din biografii contemporane, sărturase cu Arieti Bonstall și eu eram așa, nedumerit ca tot Bucureștiul, că erau vreo 25 de ani, 24, diferență între ei. Eu nu o văzusem până atunci pe Arieti Bonstall și stăteau în apropierea de Piața Iacului, pe Bulevardul Republicii, într-un bloc cu două etaje. Și să vă spun povestea și pasă închei, dacă eu vă spun povestea, nu mai plecă de aici. M-a dus acolo și m-a primit tot subret așa, în apartament, era cu mobilat, cu mobilă, din casele Bormoneților, ca să zic așa. Și m-a zis, iată-ne, că noi nu ne-am sculat, era 11 dimineața, nu ne-am sculat, că eu am scris și Ariet a citit, nu știu ce, și m-a dus în dormitor. Și s-a așezat în pat, eu o clapă mare, roșie, matrasată, cu cearșaf alb, cu broderie, care se răstrângea peste plapumă, și perne mari. Pe jos erau pagini de foi de agri, el scria cu creion Harmut, galben, de mână și aruncau hârtiile de numere verde, imitatori pe jos, și le strășea fără fata. Și zice, să nu te superi că noi n-am luat micul dejun. Și domnul Dragu știe povestea că așa, și m-am așezat cu un taburet ăsta de oglindă, unde stau doamnele la oglindă, la tumbudoar, și zice, o să mâncăm, că ne aduce micul dejun. Și le-a adus pe tavă, cu pernuță de sub tavă, ca să nu se așeșa. Am mâncat ouă prăjite cu ochiuri și el și ea, și ea era într-o cămașă albă și brodată toată, cu pletele albe așa, și fața toată purgea vaselina după de seară, cu obrajii așa, și ea avea vreo 47 de ani, 48, și el 26 de ani. Dar 24 de ani era, nu? 24 de ani. Și m-am uitat la ei, ăsta era într-adevăr frumos ca un zeu, vă spun că era frumos. Era înalt, era, domnule, extraordinar, și mâinile frumoase, și el un bărbat frumos. Și a venit și acum să termin la Târgu Jiu, că la Târgu Jiu să termină povestea cu Petru Dumnezeu. A venit subreta și a spus, zice, nu vă supărați, domnul Petru Dumnezeu, a venit săranul de la Târgu Jiu. Și atunci, dragă sărarule, hai să nu-l așteptăm, hai să nu... S-a dat jos în pijama și am trecut într-un salonaj, unde erau țărani, ca de la Slutea, cu căciura pe care pusese jos, cu hainele de mie săină, cu ciorapii răstruns peste bocanci, în cheara toți nasturii, și aveau de sagă cu ce-o fi fost în ea, nu știu. Așa venise cu o problemă la Petru Dumnezeu, care era tânăr. N-am stat să vorbesc, dar țin minte că ultima dată, înainte de a pleca, a fost imaginea cu țăranul care venise la Buen, la Târgu Jiu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici. Sigur, sigur, nu o să uitați și nu o să uităm că Dinu Săraru, în casă la noi, la Bălănești, aici, în galerie de artă, l-a evocat atât de frumos pe Petru Dimitriu, pe care, din păcate, noi nu știm să-l prețuim la Târgu Jiu, dar încă timpul e înainte. Ziceați de cum ne ajută oficialitățile și puterea locală ca să ne meargă bine și să facem. Nu, nu, păi și nu ne ajută. Primarul de aceea a venit și nu a venit cu mâna goală și vrea să vă dorească ceva, ca să vedeți că și puterea e lângă noi, că altfel dacă n-ai putere, nu vă văd nimic. Din partea primăriei Comunei Bălănești, permiteți-mi să vă acord titlul de ambasador de Bălănești
pentru meritul deosebit de a ne fi vizitat comuna mai multe rânduri și mai ales pentru faptul că de fiecare dată ne-ați vorbit de bine la toată lumea și numai de bine. Vă mulțumesc, doamne. Să știu că și eu am la primărie, la Frăcioara, am primat de ispravă mare de tot. De la aici aveți un vin. Vin de bărâni. Vin de bărâni noastre și un cognac. Din vin de bărâni de bărâni. Chiar vorbim serios? Da, da. Cu ștampire, cu pedigrii. Păi, dar să știți că am un primar ca dumneavoastră. A asfaltat tot satul, a făcut... Și la noi s-a asfaltat. A făcut canalizare, a făcut țapă tot satul. E o isprabă și are 40 de ani. Sunt lucrurile de stare, care la ora trebuia făcute de mult. Vă doresc să știți că aia, băie, joia, mă, Sorine, pe tine nu te mai poate scoate nimeni din primărie. Președintele Consiliului Județean, un băiat tânăr, ne-a promis că vine la întâlnirea noastră, vrea să vă cunoască, să facă poză cu masă, dar între timp a venit ministrul. De aia a venit să vină. Asta e chiar o ministru serios. Și a zis că ni l-a trimis. A venit aia și pe aia n-a mai trimis. Și a zis că ni l-a trimis, dar nu l-a trimis, că prietenul nostru Ovidiu Popescu venea și fără să trimită cineva. Și Ovidiu e consilierul președintelui și n-a venit nici el cu mâna să vă salute din partea Consiliului. Dar să știți că de-aia este chiar ministrul agriculturii de care are nevoie România. Că iubește țăranul român, el este țăran, el este agricultor și iubește și voi să dirigeze nimeni. Și eu îl plăcesc extraordinar pe acest dar. Mi-l amintesc dinainte, să știți. Fiind în dublă ipostază aici, odată ca sol al președintelui Consiliului Județean, care se scuză pentru neprezența sa la eveniment, dar asta e când este misiune de la guvern, nu se poate, și pe de altă parte ca prieten al dumneavoastră, al tuturor, întâi aș vrea să-i mulțumesc domnului Vasilescu și să-i spun că sunt fericit că instituția noastră și eu personal am fost primii care am colaborat la un eveniment cu instituția dumnealui, cu Muzeul Țărănesc de Artă Contemporană. Și am făcut expoziția Brâncuș de la București, pe 19 februarie anul ăsta de ziua Brâncuș, la Centrul Cultural al Ministerului de Interne. Muzeul domnului Vasilescu a fost lucrări, partener cu lucrări acolo, numai de dragul prieteniei. Și vorbeam astăzi cu Liza Vacan. Pentru anul viitor am promis moldovenilor de la Chișinău, de la Călăraș, de la Ungheni și de la Sângerei, raioanele cu care suntem noi înfrățiți, că vom... Dar bine v-ați gândit la Călăraș. Da. Călăraș cu vinul. Și cu coniac. Și cu coniac. Da. Și le-am promis că vom sărbători Ziua Națională Brâncuș acolo, la ei, la Călăraș, și e o invitație pe care vă fac. Câte fete frumoase sunt acolo, e cam târziu pentru unii dintre noi, dar mă rog. Acum, cum spuneam, în numele președintelui Consiliului Județean Gorj, care încă o dată se scuză că n-a putut să fie prezent, am zis să facem un semn al întâlnirii noastre, nu o diplomă, cum zice domnul Vasilescu, că să dau între prieteni, așa, e un semn. Și zicem așa, cu deosebit respect, înunăm acest înscris, dovadă a prețuirii noastre, maestrului Dinu Săraru, excepțională personalitate a culturii românești, român autentic și oltean, ale cărui scrieri marchează decisiv literatura română. Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, Bălănești, la Bălănești, în Gorj, în 2019. În sens să o păstrați în galeria de... E mulțumesc. Da, Dumnezeu de la strânguat. Vă mai țin numai două minute și gata. Ieșim afară la un par de mici și stăm de vorbă. Socializăm acolo pe delete. Am un prieten deștept foc, și potent financiar și cu IQ-ul încă pe linie bună, așa, și m-a sunat acum într-o seară, m-a întrebat ce fac, bă, zic, faci pe la Bolonești și cum e cu sănătatea? Bine. Mai ai medicamente? Păi zic, ce dracu, obligator, îmi dă Ioana două dimineața, două seara și eu îi spusesem ce vreau eu să fac și ce fac aici. Și face, bravo, și analizele faci, păi zic, primăvara am obligat copiii, am făcut primăvara, acum la toamnă când mă duc mai fac, dar-s bune. Zice, bă, eu îți recomand să te duci să faci analizele cât de repede poți, că nu ești normal. Acum, într-o noapte, că nu mă ia somnul până târziu, dar dorm până la prânz, aproape, până pe la 8-9 și lui nevastă mea e necaz, că ea nu poate să doarmească scola de noapte cu noaptea în cap. Și
stăteam așa și vorbisem în seara cu Pricina, cred că vreo 3 ceasuri la telefon cu domnul Săraru și mă la soamna și somnul, dădeam filmul înapoi, mă socoteam, mă, cum de zic, vine Dinu Săraru totuși între noi aceia, astea pe băreți, în casa noastră, noi ne lăudăm că e galerie, că e muzeu, nu știu ce. Zic, ce să-i facem noi să-i scoatem ochii ca să ne țină minte toată viața? Și m-am gândit, excelență, că nu putea să nu ne vină idei de-astea extraordinare, cam bătătura noastră aceea, să facem o curte cu stele în jurul păsării lui Popescu. Și astăzi, când ieșim acum afară, dezvelim, inaugurăm, ne încântăm ochii cu prima stea care apare în bătătură aici în fața muzeului, în casa lui tata și a lui mama, pe care am moștenit-o și am încercat să am grijă de ea, dedicată, nu? Construită, făcută pentru scriitorul Dinu Săraru. Mai multe să participăm, să punem vin în pahare și să participăm la momentul ăsta la sala de așteptare Târgu Jiu. Cutiu, un prietenul meu, va deschide o expoziție cu circa 200 de lucrări care au ca temă mecanismele astea de fostele locomotive, angrenaje, o lume fantastică amestecată cu roțile alea de metal. Și atunci, pe 23 august, considerați-vă invitații noștri la gară, pentru că o să fie un lucru extraordinar. Mergem să bem un par de vin și să vedem cum o să Nu cu spatele la mine, mutați-vă poziția, domnul Vasi. Domn Vasiescu, mai margine. Cu fața la cameraman aici. De la noi din grădină stelele să văd și frumoase și frumos colorate. Ia să vedem. Asta e. Nu din ușor. Din grădina de la grădină. Trebuie să. Nu ne-a luat iarba. Da, de aia n-a luat. Da, nu mai putem bate din palmet. Avem ce să mai putem din palme acum ăla că ne-ai procopsit cu asta. La mulți ani, din ușor, la mulți ani tuturor, să ne dea Dumnezeu sănătate și să ne dea mulți ani de acum încolo în bătătură la Bărănești. Mai mult, cât mai multe stele. Cu stele. Cât mai multe stele. Faceți în așa fel să aveți fiecare steaua voastră pusă la Bărănești. Aici se și vă stelele. Gata, acum vă rugăm să luați băutura și ce mai e pe masă faceți și să socializați, să socializați împreună cu toată lumea. S-o duce vorba peste ani că în Grui, din deal de Mărioara, s-au întâlnit niște țărani cu moșii lor din Slătioara. Sănătate! Da, da. Au întâlnit niște țărani strămoșii lor din Slătioara. Uite, e mai bun. Ce înseamnă să ai un om născut mai demn? Păi da. Strămoșii de simbol. Nu uitați, tatăl nostru,